Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu Valeriu Reniță, jurnalist, vom încerca să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe arena politică. Mă refer la aceste discuții interminabile pe marginea sistemului electoral mix propus de către președintele Dodon. Bună seara și bine ați venit, domnule Reniță! Bună seara! Haideți să o luăm de la un capăt. În ultimii ani, în arena politică din Republica Moldova, am asistat la mai multe crize politice. Spuneți-ne, vă rog, astăzi, în conjunctura în care ne aflăm, este inevitabil schimbarea sistemului electoral? Aici nu funcționează mecanismul? Mai curând putem vorbi despre faptul că sistemul vechi pe liste de partid este un sistem compromis. Și de părerea asta sunt practic toți experții. Unii spun că ca urmare acestui sistem compromis trebuie schimbat sistemul în altul, alții sunt de părerea că el poate fi totuși reparat. Experții s-au pronunțat în aceste ultimele două luni, ori o lună jumătate, au vorbit despre avantajele și dezavantajele sistemelor și majoritar și uninominal și mixt. Cred că nu este nevoie să repetăm, cred că ascultătorii sau telespectatorii sunt obosiți și familiarizați și chiar obosiți de aceste argumente. Eu zic că acum unicul criteriu ar fi totuși voința poporului, care a fost măsurată, poate fi azi măsurată, casele care se ocupă de sondaje sociologice au făcut acestea și toate arată că aproape jumătate, ori alte sondaje arată mai mult de jumătate, ar dori să se întoarcă. Pentru că noi nu avem de face cu un sistem străin cu totul. Deci până în 94 noi am ales și primul parlament da, care l-am ales pe în sistem uninominal. Dar s-a renunțat provizoriu la el din cauza problemei transmisiei, dar nu s-a mai revenit la fostul sistem uninominal. Și eu, în concluzie, cred că totuși majoritatea ar înclina, poate că nu greșesc când zic majoritatea, deci o bună parte a populației înclină și dorește să voteze pentru un sistem care i-ar apropia de deputați, ar fi o relație mai personalizată dintre aleși și alegători. Iar pe de altă parte, ceea ce se propune sistemul mixt vine ca o alternativă, și ca o, cum să-i spune, o încercare de a împăca capra cu varza. Domnule Reniță, probabil telespectatorii noștri se întreabă, prin acest vot mixt, dar și în esența celui uninominal, asta ar însemna sfârșitul existenței partidelor politice? Nu cred că ar însemna și... Sau este un fenomen inevitabil de dispariția celor care nu au potențial la acces din Parlament? Păi noi astăzi am putea vorbi despre două, trei, patru partide puternice care au și o ramificație, un sistem bine pus la punct de partid în toate raioanele și localitățile Republicii Moldova. Am putea vorbi de câteva partide mai tinere care au niște lideri mai ambițioși, iar restul din 40 și ceva de partide sunt ca și inexistente. Unele, nu știu, sunt o nedumerire, iar altele stau ca la licitații de vânzare pentru cei care au nevoie de partid, așa cum s-a mai întâmplat, de exemplu, în cazul domnului Usate. Domnule Reniță, haideți să vedem ceea ce propune președintele Dodon. Mă refer la acest sistem mixt. Ar însemna reîntrăgirea țării, reieșind din faptul că domnia sa propune deschiderea secțiilor de votare pe malul drept al Nistrului, ca să participe și electoratul de acolo, să aibă anumite circumscripții? Eu văd propunerea domnului Dodon ca o încercare de compromis. Sigur că apar anumite posibilități de a ne apropia de malul stâng și sistemul mixt, ca și cum vine tot ca un compromis între cele două sisteme care... Deci au fost susținute de tabere adverse, dar din păcate asta nu este singura propunere a domnului președinte de
pentru măsurile de încredere între cele două maruri și de apropiere. Dar vedeți care este poziția, deci, raioanelor de est, a domnului Krasnoselski în speță. Deci ei o țin una și bună, ei au, deci, în minte drumul lor și orice ar face la prima vedere care ne-ar apropia, oricum au întotdeauna declarația de serviciu că ei și-au ales odată drumul și drumul lor este alături de Rusia, ar vrea să se integreze în Rusia. Mă rog, deci Moscova și-ar putea spune la un moment dat cuvântul și ea, dacă ar dori și dacă ar spune categoric că ea este pentru integrare, probabil că și cei din Tiraspol vor trage cu urechea, poate vor saluta în front. Domnule Reniță, e un pionierat pentru Republica Moldova, se propune ca aproximativ 25% din numărul de deputați să fie din diaspora. Care e viziunea dumneavoastră? Cu diaspora e o chestiune mai complicată. Mai complicată, mai sofisticată, din cauza că sunt anumite criterii electorale, nu din noi elaborate, deci la care ține Uniunea Europeană, Comisia de la Veneția, și evident că atunci când dorește o anumită parte a diasporei, anumită voce a diasporei, ori, nu știu, anumite organizații care sunt proclamate pe drept, ori nu prea, care reprezentând vocea diasporei, să li se dea mai cote sau să li se dea un anumit număr, trebuie luat în vedere dacă diaspora într-adevăr își poate număra, deci, membrii care se află acolo, pentru că din păcate atunci când se anunță înregistrarea electronică ori altfel din înregistrare pentru cei care vor să voteze, cetățenii noștri care se află peste hotare reacționează oarecum alihamete, ori lent. Dar noi nu putem încălca dreptul de vot a oricărui om. Trebuie fundamental, da, până la urmă. A oricărui om, dar nici nu putem încălca anumite criterii de votare elaborate. Deci omul trebuie să știe că e înregistrat, să știe câte voturi, câte buletine să meargă în direcția respectivă. Pentru că nu poți, deci, asigurând un drept, să încalce altul. În contextul în care vorbiți despre asigurarea dreptului la vot, se propune, de fapt, majorarea numărului de buletine de vot pentru o secție, de la 3.000 la 5.000. Acest lucru ar aplana conflictul cu cozile interminabile, cu buletinile epuizate? Eu spun că trebuie să se meargă din două direcții spre consens, și din partea puterii, da, și din partea Comisiei Electorale, pe de o parte, și din partea legătorului pe de altă parte. Dacă cetățeanul nostru vrea să-și realizeze dreptul de vot, trebuie totuși să aibă, deci, cultura politică și conștiința politică ca să, deci, să fie gata să se conformeze la toate procedeile. Deci să se înregistreze și atunci când știi câți oameni sunt înregistrate în toate regiuni, în jurul unei secții de votare, atunci se poate da nu numai 5.000 de buletine, dar de cât e nevoie, probabil. Eu așa cred. Domnule Reniță, pentru înregistrarea candidației la funcția de deputat se propune un număr minim de semnături, 600. Haideți să vedem, este mult, este puțin, este suficient pentru a crede că este reprezentat o persoană în anumită circumscripție? Eu cred că nu este mult. De exemplu, atunci când, deci, actuala legislație pentru un candidat independent cere 2.000 de semnături. Un candidat independent, de exemplu, la primărie, într-un sat, trebuie să adune nu mai mult, dacă nu greșesc, de 10 sau chiar 5, între 5 și 10% dintre locuitori. Deci asta sunt vreo 300. Dacă satul e mai mare, ori localitățile întrunesc într-o comună în jur de 5-6 mii, deci tocmai, iată, 600 de semnături. Mie mi se pare că nu prea mult. 600 de semnături, un candidat care dorește să vină în Parlament, le strânge într-o zi. Își împuternicește 2-3 oameni și dacă are într-adevăr popularitate în regiunea respectivă unde vrea să întrunească voturile alegătorilor, 600, asta e tocmai bine.
Haideți să vedem. Unii analiști politici merg pe ideea că dacă ar fi aplicat acest sistem mixt, ar apărea mari probleme în faptul formărilor comisiilor parlamentare și a structurii viitorului parlament. E așa cum este văzută problema în ochii unui jurnalist. Se vor încadra în acele termene legale, pentru că avem, dacă nu mă înșel memoria, 3 luni de zile. Ei, sigur că unul din dezavantajele numite de experți mari este instabilitatea politică în viitorul legislativ. Adică din cauza că oamenii ar veni independenți din foarte multe partide, cu foarte diverse interese, s-ar crea greu fracțiunile și respectiv s-ar și el alte mecanisme de dirijare și de funcționare a Parlamentului. Dar noi atunci când am mers prima dată în mod democratic, consider eu, și am făcut primul Parlament, n-a durat mult și s-au făcut fracțiunile foarte repede, deși noi nu am avut tradiții democratice și parlamentare în acest sens. Dar imediat s-a făcut grupul agrarienilor, a Frontului Popular și mai erau acolo câteva grupuri mai mici. Eu cred că noi avem cultura politică necesară și oamenii care merg în Parlament știu bine ce au de făcut. Și în cel mult câteva săptămâni vor adera la fracțiunile care vor fi importante. Haideți să vedem. Asta ar însemna lobism pentru anumite regiuni din partea anumitor deputați? Asta din nou se numește o slăbiciune a sistemului ăsta uninominal, ori chiar mixt, că deci oamenii ar veni să reprezinte mai mult interesele locale decât interesele întregului popor, adică că ar fi, deci Parlamentul mereu va fi frământat de aceste maladii regionale, adică oamenii ar vrea să-și reprezinte sau să aducă în Parlament problemele care de fapt trebuie să le rezolve puterea locală. Eu cred că foarte repede ne vom lecui de aceste maladii, un fel de copilărie, de bolea copilăriei acestui sistem. Cred că oamenii vor înțelege foarte, foarte repede ce au de făcut când se vor ciocni de problemele reale legislative. Haideți să vedem. În fiecare campanie electorală, cel puțin asistăm la o discuție care s-ar părea că nu mai are sorți de a fi soluționată. Vorbim despre faptul unde trebuie să voteze studenții. Iarăși, președintele Dodon a venit cu această inițiativă ca să fie eliberat un certificat de instituție de învățământ. Și certificatul ăsta ce ar trebui să înseamnă? Că ar permite ca să voteze aici, la instituțiile de învățământ. Pentru că există o problemă ca să meargă de fiecare dată la satul sau la originea. Eu știu, dar de fiecare dată când trebuie să mai ai un document în plus ca să participi la vot, întotdeauna anumite forțe pot specula lucrul ăsta. Și mai luând în considerare nu lenea, dar neobligativitatea care îi caracterizează pe oamenii la această vârstă, care nu întotdeauna simt dreptul de a merge la vot ca o datorie. Deci ei, pur și simplu din cauza că ar trebui să meargă după documentul ăsta, poate să nu meargă. Nu știu, e greu de spus. Pur și simplu va fi un document în plus. Domnule Reniță, dacă merge ideea cu sistemul mixt, spuneți-ne, vă rog, e cazul să se implementeze și această inițiativă de a reduce numărul de deputați de la 101 la 71? Vedeți o problemă în numărul deputaților? Nu, eu nu văd o problemă în numărul deputaților. Dacă noi putem, țara poate duce în cârcă 70, poate duce și 100. Problema este că noi trebuie să avem cât mai multă competență în domeniul juridic și economic. Să avem cât mai mulți juriști adevărați și economiști adevărați, nu numai cu numele, numai în diplomă, da. Numai în hârtii. Și de aceea, dacă sunt mai mulți, probabil că există posibilitatea ca să ajungă mai mulți juriști și economiști. Așa cum sunt în parlamentele din democrațiile avansate, până la 70% sau chiar mai mult din totalul deputaților sunt economiști și juriști.
Haideți să revenim un pic la diaspora. Se propune ceva iarăși ieșit din comun pentru experiența politică a țării noastre, votarea ca să fie asigurată pentru 2 zile. E real? Există în diaspora? Da, există un precedent? Cunoașteți asemenea situații? Există... Ca să mobilizăm diaspora ca să participe? Există în lume. Da. În Statele Unite poți să vota, de exemplu, de aici, din Moldova, prin scrisori. Trimiți o scrisoare respectivă. Există un sistem bine pus la punct și votul tău se înregistrează înainte de, după cum îmi dai eu seama, înainte de a începe ca atare votarea însăși pe teritoriul Statelor Unite. Bine, sigur că asta ar mobiliza, dacă le-ar da timp, ar mobiliza probabil. Cine nu poate merge, de exemplu, duminica, merge sâmbătă și invers. Cine a aflat abia sâmbătă de faptul că trebuie să meargă la vot și n-a dovedit, n-a reușit, poate merge duminică. Sigur că da, asta mobilizează. Haideți în cele ce urmează să discutăm despre partide. Partidele ar însemna că ar trebui să-și consolideze membrii ca să caute personalități de renume pentru a nu rămâne undeva în umbră? Cineva zicea că este un pericol acest sistem mixt, dar și cel uninominal pentru partidele care nu au personalități, care nu au locomotive. Să le caute. Eu cred că în Parlament trebuie să fie oamenii lideri în domenii. Da. În domenii. Lideri în domeniul economiei, lideri în domeniul agriculturii, în domeniul culturii, a industriei, a științei. Pentru că ei au ceva de spus și, de exemplu, în anumite probleme pe domeniu care se iesc în Parlament, ei sunt autorități, sunt experți. Și e normal. Noi așa, de fapt, am conceput. Mi-aduc aminte atunci când se alegeau deputați în primul parlament, așa îi concepeam. Dacă nu era autoritate, dacă era un necunoscut, așa îi spunea. Dar ce caute el? Cine să-l voteze dacă nu-l cunoaște nimeni? Nu ca acum, că poate oricine se descoperi pe listele. Bine, toți sunt oameni, dar noi vorbim despre oameni care să ne reprezinte. Și în sensul ăsta... Eu, da, deci sistemul uninominal mai ales rezolvă asta și parțial sistemul mixt. Ce înseamnă partidul? Dar atunci partidul nu e puternic dacă nu poate atrage de partea sa ori nu poate face o ofertă unui lider în domeniul său. Domnule Reniță, luăm o mică pauză, după aceea revenim în studio la discuție. Multora nu le place că noi spunem lucrurilor pe nume. De fapt, argumentele sunt atuul nostru forte. Argumente și fapte, veridic și important. Clubul de fitness Alexia aniversează 10 ani de activitate. Doar în aprilie ai reduceri de 10% la toate abonamentele anuale, plus cadouri în valoare de 1100 lei. Ce mai aștepți? Grăbește-te! Oferta este limitată. Sună la 549-333. Cauți un loc perfect pentru comercializare? Ești interesat ca vânzările tale să atingă cote maxime? Centrul Comercial Grad îți propune cele mai avantajoase condiții de închiriere a spațiilor de comerț. De la 10 euro metru pătrat. Plasat în centrul capitalei vis-a-vis de gara auto, Centrul Comercial Grad întrunește condiții sigure pentru comerț și prestări de servicii. Centrul Comercial Grad, strada Tighina 46, telefon 022-272-773 sau 0799-56100. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Ni s-a alăturat și Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, domnule Bolea. Discutam despre sistemul electoral mixt și îl întrebam pe domnul Reniță de ce în aceste condiții, după mari crize politice, mă refer la perioada anilor precedenți, se vine cu această soluție. Este o soluție de alternativă? Cum trebuie să o înțeleagă telespectatorii noștri? Nu am venit cu acest proiect de lege ca și
reacții la acel proiect pe care l-a înaintat Partidul Democrat și cu atâta fas, cu atâtea resurse, încearcă să-l promoveze. Și doar după aceea a fost clar și noi am simțit că acest proiect va fi susținut în Parlament, că la prima etapă nu se știa clar dacă vor susține și ceilalți deputați sau altele fracțiuni care intră în majoritatea parlamentară. Că de la început ei spuneau că nu vor susține, mă refer la Partidul Liberal. Și doar după ce s-au făcut mai multe schimbări, așa să-i spunem, în componența majorității parlamentare, când doi deputați de la Partidul Liberal au plecat, când Partidul Democrat a anunțat că de fapt nu sunt 20 la număr, ci 40, alte mișcări, așa să spunem, tectonice, da, în interiorul Parlamentului, a fost clar că această inițiativă a uninominalului, da, propusă de Partidul Democrat va fi susținută și sunt număr necesar de voturi în Parlamentul Republicii Moldova. Și de aceea, pentru a, să-i spunem așa, a dezbate din acel elan, a fost propus acest proiect a sistemului mixt. Bine, s-a văzut că la prima vedere a fost, sau la prima etapă a fost criticat de alte partide extraparlamentare, parlamentare, dar după părerea noastră este un proiect care nu va permite Partidul Democrat după viitoarele alegeri să aibă majoritate parlamentară sau un număr, așa să spunem, confortabil de deputați în Parlament. Conform acestui proiect vom avea și reprezentanți din stânga Nistrului în Parlament. Evident. Deci, dacă să vorbim la propriu zis de acel mecanism de formare a Parlamentului în baza sistemului electoral mixt, deci majoritatea absolută a deputaților, adică 51 deputați vor fi aleși în baza listelor de partid, da? Ceea ce la momentul actual în baza rezultatelor ultimilor sondaje putem cu certitudine spunem că în aceste 51 de deputați aleși pe liste de partid cu certitudine nu se vor găsi cei de la Partidul Democrat, deoarece sondajele arată că ei partidul are 2-3% în sondaje. Iar restul 50 de deputați printre care, adică care vor fi aleși pe circumscripții uninominale, deci a fost propunerea președintelui Republicii Moldova susținută de Partidul Socialiștilor ca 25 din acei 50 să fie date diasporei și pentru Transnistria. Și la drept vorbind, acest mecanism prevede construirea unor birouri electorale ale circumscripției pentru diasporă și aparte biroul electoral pentru Consiliul Electoral pentru cei din stânga Nistrului. Pe malul drept. Iar secțiile de votare vor fi construite în localitățile controlate de Chișinău. Domnule Bolea, haideți să revenim un pic la diaspora, pentru că discutasem și cu domnul Reniță. Președintele Dodon propune, de fapt, majorarea buletinilor de vot pentru o secție de la 3.000 la 5.000. Asta ar însemna lichidarea cozilor astea interminabile care au fost la alegerile prezidențiale, spre exemplu? Ar soluționa problema celor care doresc să voteze? Știți, referitor la cozi, da. M-au uitat de una zi duminică, cum au avut loc alegerile în Franța prezidențiale, da. Și acolo sunt cozi. Da, și nu cred că va lichida problema cozilor, dar cel puțin va lichida problema celor persoane care au stat în coz și nu le-au ajuns buletine de vot ca să-și exprime opțiunea.
Noi considerăm că majorarea la fiecare secție a numărul buletinilor de la 3.000 la 5.000 va da posibilitatea tuturor celor care doresc să participe în alegeri, să voteze, să aibă această șansă să intre la secția de votare și să voteze propriu-zis. Există și a doua opțiune, adică pentru cei din diaspora, să voteze în două zile, în așa mod ca să aibă posibilitatea, într-adevăr, toți doritorii, cetățenii noștri aflați peste hotare, să aibă posibilitatea să voteze, să-și exprime voința sa. Și în acest sens să fie lichidate unele din probleme care au fost și în celelalte scrutine, de fapt acele probleme la care s-a referit inclusiv Curtea Constituțională în adresele sale înaintate Parlamentului Republicii Moldova. Domnule Reniță, vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre circumscripții, câștigătorul se declară cel care acumulează cel mai multe voturi. Putem vorbi aici despre o reprezentativitate în teritoriu? Dacă vreți să întrebați de primul și doilea tur. Da. A dezbătut problema asta, a fost dezbătută și la diferite conferințe, întruniri în Parlament. Mi-aduce aminte de conferința inițiată de așa zisă societate civilă. Și pentru mine, deci dezbaterile astea n-au demonstrat nici una, nici alta. Deci a rămas așa, fără o încheiere vizibilă, fără o concluzie vizibilă privitor la această problemă. Se va mai vedea. Până la urmă se pronunță legiuitorii. Domnule Bolea, cum se vede problema din interior? 101 deputați, sunt mulți sau sunt puțini? Pentru că președintele Dodon vine cu această inițiativă în cadrul briefingului de presă la care am făcut referire, că ar fi cazul să se reducă până la 71 numărul deputaților. Este opțiunea sau ideea propusă de președintele Republicii Moldova. Deci noi o susținem și am să spun de ce. Baroche. Deoarece argumentul este unul simplu, legat de starea la care noi am ajuns, da, așa să spunem, în ultimele 25 ani, când 1 milion și de cetățeni Republicii Moldova sunt plecați peste hotare. Deci numărul cetățenilor a scăzut și respectiv urmează să fie revăzut inclusiv și proporția de reprezentare a cetățenilor în Parlament. Doar deputatul în Parlament este reprezentant al cetățenilor care din numele poporului, da, exercită puterea în stat. Vreau să vă spun, în anul 2015, în septembrie, am avut ocazia să particip la o conferință internațională care a avut loc în la Tbilisi. Acolo erau prezenți și o delegație din Armenia, care ne-au comunicat atunci că urma la ei să desfășoare un referendum național prin care ei, armenii, urmau să răspundă la o întrebare. Doresc ei să micșoreze numărul deputaților în Parlament la 130 și ceva, la 101 deputați. Păi la ei fix aceeași problemă a existat, adică numărul populației a scăzut, migrația este mare, știm cu toți că diaspora armenilor constituie în jur de 12, 13, 15 milioane tot globantesc, deci, dar în Armenia, propriu zis, locuiesc 2 milioane, până la 3 milioane de cetățeni armenii. Deci la ei a existat tot aceeași problemă și dacă eu nu greșesc, ei au ajuns sau au scăzut numărul deputaților, adică de la 130 ceva la 101 deputați. Fix cu aceeași probleme ne confruntăm și noi și aici va trebui, dacă nu există voință politică în Parlament, să fie scăzut numărul deputaților, atunci urmează poporul să-și exprime părerea sa în cadrul unui referendum, ceea ce a fost și propus de domnul președinte. Adoptarea acestui sistem electoral înseamnă un pas înapoi pentru partidele politice? Îl întrebăm iarăși pe domnul Reniță. Care?
Partidele politice pe ansamblu. Care e sistemul electoral? Mixt. Mixt, după părerea noastră. Deci, știți, noi trebuie să să mergem de la următoarea premiză, da, că sistemul actual practic deja nimeni nu vorbește despre păstrarea actualului sistem, deoarece s-a spus că a generat de fiecare dată corupție politică. Și poate întrebarea pe care vreau să adresez în Măreniț. A existat mai multe probleme și așa mai departe. Deci Partidul Democrat a propus sistemul uninominal, care după părerea noastră pune cruci pe instituția partidelor, da? Dar în același timp noi avem legislație prin care partidul este, mă rog, se constituie ca și o uniune, da, a cetățenilor care promovează o idee sau altă. Noi, la instanța inclusiv și a Uniunii Europene, instituțiilor Uniunii Europene, am adoptat legislații prin care, ca și o etapă, da, de tranziție, ca și o etapă de luptă cu corupția asta politică, s-a adoptat legi prin care partidele se finanțează de la bugetul de stat. Și atunci noi, în cazul respectiv, trebuie să tăiem totul, să mergem în general cu altă abordare. În acest sens, părerea mea, ideea care a fost lansată de președinte susținută de Partidul Socialiștilor este o așa o balanță, da, între care păstrează inclusiv și instituția partidelor, în același timp dă posibilitate altor cetățeni sau la o concurență pe circumscripții nominale unde vor avea posibilitate să participe un număr mai mare de cetățeni, să-și încerce forțele, să intre în Parlament, de ce nu cu niște idei noi. Vreau să vă spun că în proiectul care a fost înregistrat în Parlament, 123, care noi l-am semnat, el presupune că pe circumscripții nominale candidații să strângă 600 de semnători. Deci, ceea ce a fost propus de Partidul Democrat, dacă nu greșesc, e 1500. Deci, a fost micșorat numărul de semnături în așa mod ca să le dăm posibilitate tuturor doritorilor care simt în, da, în forță să candideze, să-și încerce norocul. Domnule Reniță, noi jurnaliștii de regulă încercăm să vedem dincolo de paravan. Spuneți-ne, vă rog, sistemul actual în baza de partide a ieșuat din cauza corupției? Pornesc de la ideea care a fost lansată de domnul Bolea. Da, și din cauza corupției și din cauza că sistemul respectiv a îndepărtat foarte mult deputatul de cetățean, de alegător, și din cauza că deci a încălcat și nu încuraja democrația internă de partid. Era un singur om în frunte care făcea lista, aduna oameni pe listă după principii democratice, dar după alte principii. În general, la prima etapă, nouul sistem sigur că va elimina în mare parte corupții din cauza că va distruge vechile mecanisme de corupție, de generare a corupției. Dar nu pe mult timp. Pentru că până vor fi inventate altele, da. Da, și de aceea, deci, pentru că generează corupția, de fapt, lipsa de respect față de lege și competiția neonestă între partide, dacă vorbim despre corupția politică. De aceea, în paralel cu deci, introducerea sistemului ăsta nou, că va fi uninominal, că va fi mixt, va trebui în permanență ca instituțiile drept, instituțiile de presă să fie atente la faptul ca să nu se creeze alte mecanisme, să se respecte legea și competiția sănătoasă între partide. Chestia asta cu faptul că voi putea cere ca să fie scos la tablă, iau în ghilimele de rigoare, deputatul pe care l-am delegat, cât este de reală? Adică aveți în vedere că să fie retras? Da. Iar din nou e o problemă la care nu s-a ajuns la un consens. Unii consideră că mandatul trebuie să fie, deci mandatul imperativ trebuie să fie nul, deci nimeni nu-l poate retrage. Pe de altă parte, sunt practici
în alte țări care, din păcate, spun că nu sunt țări exemple cu democrație avansată, dar eu consider în general că noi trebuie să privim în interior, la rădăcina noastră, nu atât la alții. Nu știu, deci aici e vorba și de o redactare în Constituție și nu știu dacă va putea fi făcută, pentru că trebuie neapărat să fie un amendament la Constituție ca să poți să retrage. Să vedem dacă deci în Parlament se va găsi un consens de două treimi, da? Ca să facă redactarea asta, amendamentul ăsta constituțional, atunci va trece. Dacă nu, nu știu cum. Deci, toți participanții la discuțiile astea întotdeauna au afirmat că ei nu doresc să introducă nou sistemul cu prețul unor încălcări constituționale. Domnule Bolea, vă întrebam iarăși ceva mai devreme pe domnul Reniță, dacă va fi adoptat acest sistem mixt, există pericolul ca să nu se găsească un consens în viitorul Parlament, să nu ne încadrăm în termenul de prevăzut de lege pentru formarea fracțiunilor, comisiilor parlamentare și așa mai departe? Să nu există acest risc? Eu, după părerea mea, acest risc nu există și am să vă explic de ce. Deoarece și Constituția prevede că noul Parlament se formează atunci când sunt aleși cel puțin două treimi din deputați. Reieșind din faptul că pe uninominal, da, cei 50 deputați vor fi aleși într-o singur tur de scrutin, e mai puțin probabil că vom avea alegeri nule, declanșarea alegerilor repetate și așa mai departe. Deci, în acest sens, va exista majoritatea, mă rog, parlamentului 80, 90, 95, 98 deputați câte vor fi aleși și validați de Curtea Constituțională, care va permite coagularea unei majorități parlamentare, formarea fracțiunilor, formarea acelor instrumente, da, de lucru a Parlamentului, birou permanent, comisiile permanente, în așa mod ca să le dai posibilitate ca nou Parlament. Și asta înseamnă și evitarea crizilor politice? De ce vă întreb? Pentru că asistăm acest fenomen. Știți cum? Crizele politice, ele au fost în permanență, au fost, după aia se găsea un consens, coagulau diferite majorități, unele în baza principiilor și valori, altele în baza altor principii și altor valori, dar până la urmă Parlamentul de rău de bine funcționa. Da, a existat perioada când nu a fost posibil parcursul unui an de zile, da, sau câteva ore alegerea președintelui Republicii Moldova, dar problema aceasta a fost rezolvată prin faptul că s-a dat posibilitate poporului să aleagă la direct președintele și în cazul respectiv există doar două temeiuri conform Constituției prin care Parlamentul poate fi dizolvat, da, țara intrând într-o criză politică. Prima, nealegerea guvernului, da, prim-ministrului și a întregii echipi, și a doua, dacă în decurs de 3 luni de zile Parlamentul nu adoptă nicio lege. Domnule Reniță, nu știu, să vedem pe viitor. În cadrul problemei noastre avem cel puțin 3 eventuale răspunsuri la această problemă. Rămânem la sistemul actual, trecem la sistemul mixt sau la cel uninominal? No. Vă rog, scurt, mai avem 2 minute. Poziția dumneavoastră, ce urmează să se întâmple? Foarte scurt. Deci, sigur că putem spune că ne-am luat rămas bun de la sistemul vechi compromis. Credeți că îl lăsăm în istorie, da? Cred că da. Și aici deja depinde de înțelegerea dintre socialiști și democrați ce sistem va, dacă vor găsi o înțelegere pentru ca să adopte un anumit sistem împreună, ori, dar așa ni se cere, deci Comisia de la Veneție ni se cere consens în Parlament. Domnule Bolea, v-ați așezat la masa negocierilor cu reprezentanții democraților să găsiți o cale de mijloc? O cale de mijloc este tot ce doriți, numai nu sistemul nominal.
Pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, Hristos a înviat. O seară bună!